Titi Ionescu a fost anunțat de câteva săptămâni că va fi cooptat în staful noii echipe de fotbal, care va evolua mai mult ca sigur tot la nivelul Ligii a treia. Fostul conducător al CSU-ului a participat alături de Gică Popescu și Ion Crăciunescu la toate acțiunile de selecție desfășurate în ultimele săptămâni pe stadionul Eugen Popescu. Nea Titi are încredere în proiectul Îndrăzneț al autorităților, care are ca scop relansarea fotbalului local. Cum vi se pare? Cum este de fapt trecerea de la basket, la fotbal, de fapt întoarcerea la sportul pe care l-ați iubit o viață? Ce vreau să vă spun eu? Eu, dacă vreau să vă spun, am fost polisportiv. M-am ocupat și de echipa de volei. Eu, ca persoană, am jucat și fotbal și handbal în 11, cu mulți ani în urmă. Nu e nicio chestie. Eu nu m-am ocupat de selecții, de alea. Nu m-am băgat în antrenamente la basket. De organizarea echipei, unde pleacă, ce mănâncă, ce să aibă, eu la astea am fost. Și aici la fel, adică aici nu mai veneam eu înapoi, dar m-a rugat Crăciunescu și cu domnul Popescu, președintele Consiliului Județean. Credeți că aceasta este salvarea fotbalului târgoviștean? Sunt nume foarte mari incluse în acest proiect și foarte multă bunăvoință din partea autorităților. Dacă Crăciunescu și cu Gică Popescu se bat și eu nu știu ce intenții au încă. Deci mi-a spus, când au venit prima cuvânt, eu i-am felicitat pentru că au venit și vrea să facă ceva pentru sportul dâmbovițean. Crăciunescu mi-a zis, nu ne-a titi, împreună să facem ceva pentru sportul dâmbovițean.